Primăria Roman va scoate spre concesionare mai multe terenuri astfel. Un teren cu o suprafață de 8 metri pătrați în strada Libertății, unul cu o suprafață de 15 metri pătrați pe strada Cuza Vodă și două loturi de teren pe strada Moldovei, ambele având o suprafață de 450 de metri pătrați. Pentru acestea, din urmă, se va organiza o licitație publică. Loturile de pe strada Moldovei se vor putea concesiona pe o perioadă de 49 de ani, urmând ca proprietarul să plătească anual administrației publice, o sumă ce poate porni de la 1,50 de euro per metru pătrat pe an. Pe data de 22 decembrie 2016, la ora 11, în sala de conferințe a Roman Plața, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Roman. Pe ordinea de zi sunt înscrise 19 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără și un proiect care vizează aprobarea unor studii de oportunitate în vederea concesionării unor terenuri pentru construcții elaborate de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, alături de celelalte proiecte pe care ordinea de zile cuprinde pentru această ședință. Cu privire la terenurile care se vor concesiona în urma aprobării acestei hotărâri, este vorba de un teren în suprafață de 8 metri pătrați în strada Libertății, unul de 15 metri pătrați în strada Cuza Vodă, numărul 6, 6A, două terenuri în strada Moldovei fără număr, două loturi respectiv, unul de, ambele au suprafața de 450 de metri pătrați. Pentru acestea se va organiza licitație publică. De asemenea, se vor mai scoate spre închiriere un teren în suprafață de 368 de metri pătrați în strada Aleea Vasile Lup. De asemenea, un teren în strada Ștefan cel Mare în suprafață de 288,5 metri pătrați și în aceeași zonă un alt amplasament, tot în aceeași suprafață de 288,5 metri pătrați. De asemenea, administrația locală va închiria terenuri cu suprafețe între 288 și 368 de metri pătrați, situate pe străzile Aleea Vasile Lupu și Ștefan cel Mare.